Bine v-am găsit la o nouă emisiune Corpore Sano. Sunt dr. Andor Tonicigu și astăzi vom vorbi despre afecțiuni oftalmologice precum blefarita, hipertensiunea oculară și cataractă. Profesorul universitar dr. Dănuț Costin ne explică ce putem face dacă suferim de aceste boli și cum le putem preveni. Să începem cu blefarita. Atunci când avem probleme cu ochii, dăm vina adesea pe praf, pe produsele cosmetice. Cu alte cuvinte, le reducem importanța și amânăm astfel vizita la medicul specialist. Această atitudine însă aduce cu sine o altă problemă. Ceea ce nouă ni se pare a fi o afecțiune banală, medicul poate să o diagnosticheze ca fiind cu totul altceva și când ajungem la cabinet să fie târziu pentru un remediu rapid, pentru că afecțiunea s-a cronicizat. Blefarita este o problemă cu care se confruntă un număr mare de oameni, dar numai o mică parte o tratează. Este vorba de o infecție a marginii ciliare a ploapei. Afecțiunea are o evoluție cronică și este marcată de recidivă. Blefarita este o afecțiune inflamatorie infecțioasă care este localizată la nivelul cililor, adică a genelor, ploapelor, atât la nivelul ploapei superioare cât și la nivelul ploapei inferioare. Cauzele sunt multiple, în sensul că infecțiile recurente care se întâlnesc la nivelul globului ocular pot afecta și glandele de la nivelul cililor, de exemplu conjunctivita. De blefarită putem scăpa numai în momentul în care facem un tratament corect și mai ales dacă nu ajungem în faza cronică. Blefarita se manifestă în funcție de forma clinică prin prurit și roșeață supărătoare. Vă lăcrămiază ochii? Sunteți sensibili la intensitatea luminii? Simțiți înțepături și senzația că aveți ceva în ochi? Este evidentă. Apar și scoame sau cruste care dau impresia că igiena ochilor este deficitară. Să nu mai vorbim de aspectul estetic dezagreabil. În unele cazuri, genele cad. Există mai multe forme clinice ale bolii. Blefarita eritematoasă este caracterizată prin roșeață și edem local, care se accentuează în cazul în care faceți un efort ocular intens. Blefarita scoamatoasă se manifestă prin seboree, sub formă de spumă sau pelicule scoamoase. În cazul îndepărtării acestora, pielea rămâne congestionată și favorizează infecția învelișului rădăcinii cilului și a glandelor. Blefarita ulceroasă constă într-o infecție stafilococică a învelișului menționat mai sus. Ea se transmite de la un cil la altul, producând astfel microabcese. Frecvente sunt blefaritele mixte, mai ales la persoane de vârstă adultă. Înregistrăm mai multe simptome, de la un disconfort, prurit, senzație de usturime și uneori chiar și durere. Și ceea ce poate sesiza pacientul este roșeața de la nivelul ploapelor, la nivelul cililor, genelor, la baza lor. Faptul că foarte mulți pacienți se adresează direct farmacistului, deci intră în farmacie, nu este corect. Și spun acest lucru pentru că există mai multe forme de boală, de blefaritul conjunctivită. În acest context, medicul oftalmolog este cel care hotărăște conduita terapeutică și tratamentul respectiv. Și am să vin cu un exemplu. În situația în care un pacient suferă de o conjunctivită microbiană, automat înregistrăm și o infecție la nivelul genelor, deci acea blefarită care este și ea microbiană. În acest context trebuie făcute niște teste, deci trebuie făcut antibiograma. În funcție de antibiogramă administrăm medicamentul necesar, care conține un anumit tip de antibiotic sau un anumit tip de antiinflamator. Dacă nu procedăm așa, există riscul de a face rezistență la un anumit medicament sau la mai multe, sau chiar de a face un sindrom alergic, și astfel încât boala se complică foarte mult. De multe ori, crezând că este o afecțiune banală, mergem la farmacie, cumpărăm picături oculare, de care am auzit la niște prieteni, sau am văzut reclame la televizor și sperăm că vom scăpa de problemă. Picăturile de ochi conțin în general o substanță conservantă ce reduce riscul infecțiilor.
Cea mai frecventă modalitate prin care o persoană poate contamina întregul flacon de picătură este prin atingerea picurătoare cu genele. Astfel, bacteriile pot pătrunde în flacon. Picăturile puse după ureche pot dăuna. Ele se folosesc doar la recomandarea medicului. Picăturile de ochi trebuie administrate în dozajul recomandat de medic, respectând frecvența și durata tratamentului. În plus, țineți cont de faptul că picăturile pot fi folosite doar timp de 30 de zile după deschiderea flaconului. Sunt foarte mulți pacienți care cumpără aceste medicamente oculare, colirurile oculare direct de la farmacie și le pun la loc. Și am să vă dau un exemplu de o complicație care apare după instilarea acestor medicamente. În cazul unei conjunctivite sau chiar a unei blefaroconjunctivite, pacientul respectiv a fost la medic, i s-a recomandat cu mult timp în urmă un medicament care conține atât antibiotic cât și cortizon. S-a simțit foarte bine, s-a vindecat și a spus că nu mai este necesar să se întoarcă la medic pentru că de fapt e aceeași boală și își cumpără el acest medicament. Medicamentele care conțin, deci colirurile care conțin produși cortizonici puși mai mult de 7-10 zile, cresc presiunea intraoculară și apare hipertensiunea intraoculară cortizonică. Blefaritele sunt afecțiuni des întâlnite în cabinetele oftalmologice, atât la copii cât și la adult. Aparent, banale, aceste blefarite sunt unele din cele mai încăpăținate și greu de tratat afecțiuni. Igiena pleoapelor este foarte importantă în tratamentul acestei boli. Astfel, se recomandă aplicarea de comprese calde pe pleoapele închise, spălarea zilnică a pleoapelor și sprâncenelor, utilizând soluții speciale. Mai multe informații despre tratarea acestei boli ne oferă profesorul universitar dr. Dănuț Costin. Tratamentul pentru blefarită este diferențiat de la pacient la pacient și îl stabilește numai medicul oftalmolog. Constă în primul rând în îndepărtarea secrețiilor și scoamelor de la baza cililor, administrarea unor unguente care conțin antibiotic sau, după caz, antibiotic și antiinflamator. Pentru că glandele meibomiene secretă componenta lipidică a lacrimilor, exact acea componentă ce menține filmul lacrimal rezistent la evaporare, persoanele cu blefarită anterioară au o afectare a lacrimilor și, prin urmare, un ochi uscat. Alte complicații care pot să apară în timp sunt căderea genelor, modificări de culoare la nivelul genelor, ulcerații în marginea pleoapei, implicarea corneană cu inflamarea acesteia sau eroziuni corneene. Există complicații legate de boala aceasta, deci de blefarită, în sensul că pot apare ori geletele, așa numite, cunoscute popular ca ulcioare, așa, sau șalazioanele, închisteri la nivelul glandelor de la nivelul pleoapelor. În cazul orgeletelor, în situația în care nu răspund la tratamentul medicamentos cu antibiotice, remediul este cel chirurgical, ca și în cazul șalazioanelor, care este tot cel chirurgical. Hipertensiunea oculară presupune valori crescute ale tensiunii oculare, mai ridicate decât în mod normal. Acest simptom este întâlnit mai ales în glaucom, afecțiune gravă care cauzează pierderea vederii și afectează nervul optic. Totuși, hipertensiunea arterială în sine nu deteriorează vederea. Hipertensiunea oculară este o formă de creștere a presiunii din interiorul ochiului. În mod normal, presiunea oculară are valori cuprinse între 10, valoarea minimă, și 21-21,5 mmHg. Tot ce este cuprins în acest spațiu este considerată tensiune normală intraoculară. Peste 21,5 mmHg, coloană de mercur, este considerată hipertensiune intraoculară. Afecțiunea poate fi depistată doar în urma unui examen oftalmologic complet în care medicul va măsura nivelul tensiunii intraoculare și îl va compara cu valori normale. Tensiunea oculară de peste 21 mm coloană de mercur sau mai mare semnifică în general hipertensiunea oculară.
Când tensiunea este prea mare sau este în creștere, în interiorul ochiului se va exercita o forță care poate deteriora nervul optic, cauzând glaucomul. Simptomele apar mult mai târziu. La debut pot să lipsească aceste simptome, mai târziu pot apare fie prin tulburarea vederii, da? O încețoșare a vederii, printr-o sesizare a tensiunii, unei forme de tensiune intraoculară, o senzație de tensiune intraoculară, sau prin durere oculară iradiată în jurul globului ocular, frontal, maxilar. Există și durere de cap în formele avansate. Există mai multe forme de tip de hipertensiune intraoculară. O formă, chiar așa denumită, hipertensiune intraoculară, pe care medicul oftalmolog trebuie să o supravegheze, după unele teorii. După alte teorii, ea trebuie tratată încă din fazele incipiente, încă din faza în care este depistată. Există o altă formă de hipertensiune intraoculară pe care o întâlnim în glaucom, boala glaucomatoasă. Deja aici apar leziuni la nivelul globului ocular și în acest moment, deci, pacientul intră sub un tratament cronic. De ce? Pentru că boala glaucomatoasă este o boală evolutivă degenerativă. Deci, cu alte cuvinte, pacientul este în suferință permanent și, indiferent de tratament, boala evoluează. Oricine poate dezvolta hipertensiune oculară. Aceasta este însă cel mai des întâlnită la afroamericanii cu vârstă de peste 40 de ani, mai ales dacă există antecedente familiale de hipertensiune oculară, glaucom, diabet zaharat sau miopie progresivă. Tensiunea oculară poate fi ridicată ca urmare a excesului de lichid de la nivelul ochilor sau a drenării necorespunzătoare a acestui fluid din ochi. O altă cauză ar putea fi consumul de medicamente sau leziuni oculare. În caz de hipertensiune, poate să apară un inel albicios de depozite lipidice în jurul corneei. Afecțiunea, numită gerontoxon, este foarte întâlnită, mai ales la adulții de vârstă înaintată. Conform studiilor, boala este asociată inclusiv cu bolile cardiovasculare. Hipertensiunea oculară poate fi dezvoltată de oricine în diversele ei forme. Fie o formă metabolică, fie o formă legată de vârstă, fie o formă congenitală, ele îmbracă mai multe aspecte. Fie în cadrul unei afecțiuni degenerative, cum este de exemplu glaucom. O hipertensiune oculară presupune și existența unor factori de risc. Acești factori de risc sunt, de exemplu, hipertensiunea arterială, deci hipertensiunea sistemică, creșterea tensiunii sistemice, diabetul zaharat, afecțiunile metabolice, afecțiunile cronice cardiace. Ăștia sunt principalii factori de risc care pot genera prin tulburările circulatorii și metabolice creșterea presiunii intraoculare. Riscul de hipertensiune intraoculară crește odată cu vârsta pentru că este mai probabil ca mecanismele de eliminare a umorului apos să fie perturbate odată cu avansarea în vârstă. La persoanele cu tulburări circulatorii, deci cu boli cardiovasculare, poate crește riscul apariției hipertensiunii intraoculare. La copii, hipertensiunea intraoculară este de cele mai multe ori asociată cu glaucomul juvenil sau congenital. Numai în felul acesta se diagnostichează hipertensiunea intraoculară la copii, însă cazurile acestea sunt extrem de rare. Un pacient cu hipertensiune intraoculară în forma de boală oculară trebuie investigat complet, în sensul că trebuie investigat și tratat corect de bolile, afecțiunile generale de care suferă. Hipertensiunea arterială sistemică, diabetul zaharat, hipertiroidiile, având în vedere că acestea sunt factori de risc. Legat de globul ocular, hipertensiunea trebuie supravegheată. Are un sistem de monitorizare și în funcție de stadiul ei și de leziunile existente la nivelul globului ocular, necesită mai multe investigații într-un anumit ritm. Da? Deci el trebuie supravegheat, pacientul trebuie supravegheat permanent, toată viața. În sensul că
periodic trebuie să-i se facă o curbă tonometrică, adică pe parcursul unei zile să se înregistreze mai multe valori a hipertensiunii, deoarece hipertensiunea intraoculară nu este înregistrată într-un platou. Deci ea, ca și hipertensiunea sistemică, variază de-a lungul zilei, înregistrând valori mai mari sau mai mici. În funcție de această curbă, noi stabilim tratamentul și ritmul de administrare a medicamentelor. Există leziuni care afectează sensibilitatea la nivelul celulelor nervoase, celulelor ganglionare și receptoare de la nivelul retinei. Acestea pot fi verificate și totodată ne arată și starea de evoluție a bolii respective prin examinarea, adică prin efectuarea examenului campimetric, perimetria, deci înregistrarea câmpului vizual. La un bolnav care este cu hipertensiune intraoculară, cu glaucom, trebuie făcut cel puțin de 3 ori pe an acest examen, deci câmpul vizual. De asemenea, un alt examen important, o explorare importantă, este OCT-ul, computer tomograful în coerență optică, care înregistrează pierderea de fibre nervoase la nivelul globului ocular, adică putem să evaluăm numărul de celule ganglionare care au murit. Cu cât avem o pierdere mai mare de fibre, cu atât afecțiunea este mai gravă și neșansa pacientului de a orbi este mai mare. Persoanele cu hipertensiune oculară au risc înalt de a dezvolta glaucom. De aceea, medicii oftalmologi recomandă în cazul acestora picături de ochi care ajută în scăderea tensiunii oculare. Întrucât aceste medicamente pot avea efecte secundare, medicul va monitoriza în mod constant hipertensiunea oculară și va recomanda tratament doar în cazul în care apar și alte posibile simptome întâlnite în cazul declanșării glaucomului. Există mai multe metode de tratament. În primul rând, dacă avem într-o fază incipientă depistat boala respectivă, se tratează cu medicație legată fie de inhibarea, deci de inhibarea secreției intraoculare, de omoare apasă, fie prin mărirea drenajului, deci creșterea cantității de umoare apasă care trebuie să scurgă în afara globului ocular. O altă formă de tratament, în momentul în care nu răspunde la acest tratament medicamentos, este asocierea cu laser terapia. Da? Și într-o formă finală, există mai multe metode terapeutice chirurgicale. Hipertensiunea oculară nu poate fi prevenită. Cu toate acestea, prin examene periodice realizate de medicul oftalmolog, progresia glaucomului poate fi prevenită. În cazul în care medicul specialist vă prescrie medicamente în scopul diminuării tensiunii oculare, respectarea exactă a tratamentului și instrucțiunilor este foarte importantă. Dacă recomandările medicului nu sunt urmate întocmai, tensiunea oculară ar putea crește, fapt ce poate avea drept consecință afectarea nervului optic și chiar pierderea permanentă a vederii. Putem preveni această boală printr-o examinare periodică a pacienților, mai ales după vârsta de 40 de ani. Primele informații despre această afecțiune au fost găsite în Biblie, dar și în documentele Hindu. Operația timpurie de cataractă a fost dezvoltată de chirurgul indian Sushruta în secolul al VI-lea înainte de Hristos. Extirparea cataractei prin intervenție chirurgicală a fost promovată în China, pornind de la practicile din India. Primele referințe despre această afecțiune, dar și despre tratamentul său în Roma antică, datează din anul 29 după Hristos, în De Medicine, a opera enciclopedistului latin Aulus Cornelius Celsus. Romanii erau pionerii sferei medicale, în special în sănătatea ochilor. Oftalmologul irachian Amar ibn Ali of Mosul a efectuat prima extracție de cataractă prin sucțiune. El a inventat o seringă metalică goală pe dinăuntru cu un ac hipodermic pe care l-a aplicat în partea sclerotică a ochiului și a extras-o prin sucțiune.
Cataracta este o pacipiere a cristalinului, cristalinul fiind lentila cu care noi vedem, o lentilă în interiorul ochiului, se manifestă fie prin scăderea treptată a vederii, mai ales la persoanele de peste 60 de ani, aceasta este cataracta legată de vârstă, fie printr-o scădere bruscă, mai ales la cei care au traumatisme. De-a lungul timpului, persoanele cu un singur ochi afectat ajung să dezvolte cataracte și pe ochiul sănătos. Această afecțiune nu este una dureroasă, nu cauzează lacrimare excesivă, roșiață sau mâncărime la nivelul ochiului. Contrar părerilor generate, cataracta nu reprezintă o peliculă asemănătoare pielii care acoperă ochiul sau lentila. Ea reprezintă o schimbare graduală în structura lentilei unui ochi, care face vederea din ce în ce mai încetoșată. Întâlnim cataracta atât la copii, și mă refer aici la cataracta congenitală, întâlnim cataracta la adultul tânăr, din diverse cauze. Este o cataractă patologică și întâlnim cataracta legată de vârstă la bătrân, care este cea mai frecventă, formă pe care o cunoaștem cu toții. Dacă ar fi să luăm un procent, ar fi cam prima cauză de orbire pe glob. Cataracta poate fi congenitală sau dobândită. Se poate forma pe oricare dintre cele trei straturi ale lentilei, capsulă, cortex sau nucleu. Pe de altă parte, cataractele descoperite în zonele corticale sau nucleare sunt asociate vârstelor înaintate. Riscul de a dezvolta cataracte corticale crește odată cu expunerea excesivă la razele ultraviolet. Ar fi vârsta, da, cu procesele ei de îmbătrânire, da? După aceea ar fi inflamația sau celelalte boli oculare, cum ar fi glaucomul, da, care se complică cu cataracta, miopia forte care se complică cu cataracta, diabetul zaharat care se complică cu cataracta. Factorii genetici influențează și ei la rândul lor în anumite forme de cataractă. Studiile arată că peste 70% din persoanele de peste 65 de ani vor mai dezvolta mai devreme sau mai târziu cataractă. Momentul apariției bolii poate fi marcat de semnul cunoscut sub numele de bucuria de scurtă durată, mai exact momentul în care pacientul constată o îmbunătățire a vederii și renunță la purtarea ochelarilor. Desigur, în scurt timp, persoana afectată constată scăderea vederii și încearcă, în zadar, schimbarea ochelarilor. Acesta este momentul în care pacientul trebuie neapărat să consulte un oftalmolog. Uneori nu este sesizată de pacient cu cataracta, mai ales în stadiile incipiente, ci de oftalmolog. Și vă dau un exemplu. Deci în forma incipientă, forma ei de debut, se produce o intumescență a cristalinului. Și atunci îi scade vederea. De ce? Pentru că se miopizează până la 2 dioptrii. Și el consideră că este necesar să-și corecteze vederea cu un ochelar. Deci, dar asta o poate depista cu ajutorul aparatelor medico-oftalmolog. Tratamentul cataractei este exclusiv chirurgical. Specialistul oftalmolog înlocuiește cristalinul cataractat, opacifiat, cu unul artificial, care nu mai poate fi afectat niciodată. Tehnologia de astăzi este extrem de avansată, făcând ca operația de cataractă să dureze doar câteva minute. Se face cu anestezie locală, fără internare și nu este dureroasă. Recuperarea vederii este de cele mai multe ori spectaculoasă. Operația cu ultrasunete, cu implant de cristalin artificial, foldabil, este cea mai modernă metodă de tratament, efectuându-se printr-o incizie atât de mică încât nu este nevoie de sutură. În general, cataracta se tratează chirurgical. Deci se mai încearcă un tratament prin combaterea radicalilor liberi. Sunt picături legate, rup jovitul, tinaxul sau alte forme de picături. Însă, în general, ele sunt parțial eficiente în formele de debut ale cataractei. Pe vremuri când cineva era diagnosticat cu cataractă, îi se spunea că trebuie să aștepte ca să se coacă. Astfel, oamenii deveneau orbi până la operație. În zilele noastre, datorită evoluției tehnicii, operația de cataractă se face în momentul în care dispare confortul vizual. Operația de cataractă este una ușoară, de rutină, ce durează aproximativ 7-10 minute. Șansele de reușită sunt de peste 95%. Cu mici excepții, unde știi cum intri într-o operație, nu știi de obicei cum ești, cam în jur de peste 95-96%.
Cristalinul natural este format din două piese, sacul cristalian cu rol de conținător și lentilă propriu-zisă, cristalinul. Prin operație, medicul chirurg înlocuiește numai cristalinul, sacul cristalian rămânând intact. În timp, într-un interval de timp cuprins între o săptămână și câțiva ani, sacul cristalian se poate opacifia, apărând astfel cataracta secundară. Cataracta secundară se tratează cu ajutorul unui laser, nefiind nevoie de operație, iar procedura este nedureroasă, durează în jur de 2 minute și se efectuează în cabinet. E foarte ușor de combătut această formă de cataractă, și anume cataracta secundară. Ea se tratează prin laser terapie, deci nu necesită o intervenție chirurgicală majoră, deci sângerândă, cum îi spunem noi, și se împușcă zona respectivă, se face o zonă liberă în centru și după care se retrage capsula și treaba este foarte bună. Deci în 10 minute se rezolvă problema. Vederea este simțul pe care îl prețuim cel mai mult, dar care în timp se deteriorează. Există însă metode simple prin care ne putem păstra ochii sănătoși. Chiar dacă nu ai întâmpinat probleme de vedere, tot trebuie să mergi la un control specializat pentru a te asigura de sănătatea ochilor tăi. Ai peste 40 de ani? Specialiștii sunt de părere că trebuie să vizitezi un oftalmolog anual. Persoanelor tinere care nu au probleme de vedere, le este recomandat să meargă la un control o dată pe an sau la 2 ani. Nu prea sunt sfaturi. Deci ține în primul rând de organismul pacientului respectiv, de bolile colaterale pe care le are pacientul, de traumatismele care sunt în antecedente. Dar ce aș sfătui un pacient, mai ales după vârsta de 40 de ani, este să-și facă un control oftalmologic periodic. Pentru că de la această vârstă pot apare o serie de afecțiuni oftalmologice, care includ și cataracte. Numele Urzica, Urtica dioica, provine de la cuvântul uro, ce înseamnă eu ard, și sugerează senzația de usturime ce apare la atingerea plantelor. Deși nu este deloc prietenoasă cu pielea noastră, urzica are incredibil de multe beneficii pentru corpul omenesc și a fost folosită în multe zone de sute de ani ca aliment, plantă medicinală. Urzica conține substanțe proteice și glucidice, steroli, ulei volatil, acid acetic, acid formic, vitaminele A, B, 2, C și K, săruri minerale. De asemenea, urzicele conțin histamină, urme de acid formic și o toxină încă incomplet identificată, despre care se știe totuși că este responsabilă pentru efectul urticant la nivelul pielei. Urzica este o plantă bogată în vitamine și minerale. Conține vitamina A, vitamina C, vitamina K, vitamina B2, dar și fier, magneziu, calciu, siliciu, clorofilă. Datorită substanțelor sale active, urzica este de mare ajutor în cloroze, anemii și alte boli grave ale sângelui. Asociată cu alte plante medicinale, urzica este folosită cu succes și contra leucemiei. Se spune că urzica schimbă sângele și că după o iarnă grea, în care organismul nu a primit chiar toate substanțele nutritive de care are nevoie, o cură cu urzici ținută primăvara poate face minuni. O cură cu ceai de urzică durează o lună de zile, de preferință la începutul primăverii, și se consumă câte 2-3 căni de ceai zilnic. Mai puteți face și o cură cu suc de urzică, obținut foarte simplu din frunze de urzică, pe care le dați prin mașina de tocat carne și apoi consumați sucul timp de o lună, câte 2 linguri pe zi. Tinctura de urzică este și ea un preparat foarte important, ce se prepară din rădăcină sau frunze de urzică, fie toamna, fie primăvara. De asemenea, tinctura de urzică poate fi găsită și la farmaciile naturiste, la plafaruri, și se recomandă o cură de 2 săptămâni, timp în care se consumă câte 25 de picături disolvate în apă sau ceai de 3 ori pe zi înainte de masă. De asemenea, tinctura de urzică mai poate fi folosită și ca aplicații externe pentru a dezinfecta rănile. Siropul de urzică se obține din amestecarea plantei tocate cu miere, pusă la borcan timp de 30 de zile la macerat, după care se filtrează. Anemia este una din principalele afecțiuni pe care urzica o previne și o tratează, datorită conținutului bogat în fier. Se recomandă o cură cu ceai de urzică timp de o lună de zile.
Urzica are proprietăți antianemice, remineralizante, hemostatice și echilibrează sistemul de apărare al organismului, sistemul imunitar și luptă împotriva anemiei. Diabetul este una din cele mai comune boli, care acum se răspândește pe tot globul datorită stilului de viață nesănătos și a aditivilor alimentari pe care îi găsim în mâncare și nu numai. Urzica are proprietatea de a scade glicemia și de a preveni diabetul, dar desigur și de a trata diabetul. Așadar, bolnavii de diabet pot duce o viață normală dacă consumă suc proaspăt de urzică timp de 3 luni cu 2 linguri de suc pe zi. Bolile de inimă și alergiile sunt de asemenea tratate cu ajutorul curei cu urzică. Infuzia de urzică și tinctura de urzică sunt recomandate pentru combaterea tensiunii arteriale și a tahicardiilor. Se recomandă o cură de o lună în care se consumă 3 cânți de ceai de urzică zilnic. Sângerările gingivale și nazale pot fi ușor oprite dacă se bea câte o lingură de tinctură de urzică diluată în apă sau ceai de 3 ori pe zi timp de o lună. Paraziții intestinali sunt o problemă pe cât de jenantă, pe atât de supărătoare, care poate fi combătută cu ajutorul decoctului de urzică, câte 2 cânți, vreme de 10 zile, cură repetându-se o dată la 2 luni. De asemenea, urzica poate ușura procesul de urinare la bărbați, mai ales dacă prostata este inflamată. Urzica este un bun diuretic. Ajută corpul să elimine acidul uric și bacteriile care cauzează infecții ale tractului urinar și pietrele de rinichi. Totodată, poate scădea tensiunea și ușura sindromul premenstrual. Obiceiul antic de a te lovi cu urzici are o explicație plauzibilă. Aparent, planta conține antihistaminice și antiinflamatoare naturale. Se credea că frunzele înțepătoare ajută pătrunderea acestor substanțe în locurile afectate. Urzica are proprietăți astringente și antiinflamatorii, care ajută la reducerea inflamațiilor, calmând astfel hemoroizii, reducând secrețiile, calmând iritațiile, eliminând sângerările și tonifiind peretele venos. Ceaiul de urzică ajută foarte mult la ameliorarea sfărăitului, datorită proprietăților sale antialergice. Ceaiul de urzică stopează sfărăitul cauzat de diverse alergii. O lingură de frunze de urzică uscate la o ceașcă de apă clocotită sunt suficiente pentru a crea o infuzie ce se poate consuma de 3 ori pe zi. Urzica este un puternic adjuvant în tratarea problemelor de infertilitate. Pentru rezultate de efect, se consumă o mână de urzici fierte de 2-3 ori pe săptămână timp de 3 luni. Ceaiul de urzică, pe de altă parte, este indicat pentru toate tipurile de păr, având proprietatea de a preveni căderea părului și de a combate mătreața. Inflamațiile bucale și aftele pot fi tratate cu ușurință cu ajutorul ceaiului de urzică, cu care puteți face gargară și spălături de 3 ori pe zi. Urzica vitaminizează, remineralizează și echilibrează sistemul de apărare al organismului. Elimină starea de anemie. Acționează bactericid, limitând sau înlăturând multiplicarea bacteriilor. Are efect benefic în broșite și astm. Fluidifică secrețiile bronhice și favorizează eliminarea lor prin expectorație. Urzicile stimulează metabolismul și secreția bilei, ceapa creatică, gastrică și intestinală. Urzicile sunt benefice în combaterea problemelor digestive, precum diareea, dizenteria și stările inflamatorii ale mucoaselor tubului digestiv. Activează procesele fiziologice de formare a eritrocitelor, leucocitelor și trombocitelor. Fluidifică sângele. Urzicile scad glucoza în sânge. Activează regenerarea țesuturilor și epitelizarea, cicatrizând rănile. Influențează favorabil reumatismul și guta. Urzicile sunt tonic capilar și combat mătreața. Consumul de urzică este contraindicat femeilor care alăptează și femeilor însărcinate. Studii recente au relevat faptul că urzica poate determina contracții ale uterului și poate provoca un avort spontan. De asemenea, persoanele care consumă urzică zi de zi trebuie să aibă grijă ca în dieta lor să nu lipsească alimentele bogate în potasiu. Persoanele cu tromboze care consumă medicamente pentru tratarea lor trebuie să aibă grijă la consumul de urzică pentru că ea conține vitamina K, vitamina care ajută la creșterea vitezei de coagulare a sângelui. Pentru că mâine este 8 martie, ziua femeii, nu putem încheia fără a oferi câteva sfaturi medicale sexului frumos. Nu uitați că stresul și oboseala vă pot afecta starea de sănătate și pot
masca foarte multe afecțiuni, de la o banală astenie până la boli grave. Dacă ar fi să ne gândim care sunt simptomele care să determine o femeie să meargă la doctor pentru un control, răspunsul este foarte simplu, oricare dintre ele. Indiferent ce simptome noi apar, o femeie ar trebui să meargă la medic deoarece un simptom, oricât de nesemnificativ ar părea, pentru un medic poate fi un indiciu al unei boli. Setul anual de analize ar trebui să cuprindă o examinare completă, mai exact un examen clinic complet, măsurarea tensiunii arteriale, a lurii ventriculare, palparea sânilor și a tiroidei. În funcție de concluziile acestei examinări și de antecedente, se vor recomanda analize biologice de sânge și urină, care pot consta într-un set de bază, cum ar fi hemolecograma, VSH-ul, viteza de sedimentare a hematiilor, creatinina, glicemie, transaminaze, sumar și sediment urinar, până la analize mult mai detaliate. Nu ar trebui de asemenea neglijat un consult oftalmologic și un consult ginecologic, precum și examenul Babeș-Papanicolau. Înaintea acestui set de investigații, prima dată se impune o vizită la medicul de familie pentru o consultație. De ce? Pentru că medicul de familie este cel care vă cunoaște istoricul personal și familial și poate urmări evoluția în timp, știind ce să urmărească din punctul de vedere al factorilor de risc. Aici se încheie o nouă ediție a emisiunii Corpore Sano. Sunt dr. Andor Tonicigu și până săptămâna viitoare vă doresc mens sana in corpore sano.